Sâmbătă, începând cu ora 17:30, fotbaliștii clubului sportiv Megidi au jucat împotriva celor de la Sportul Ciorăști. Derbiul s-a desfășurat pe stadionul central Iftimiei Lisei din Megidia. Iar după 90 de minute de joc, scorul a fost unul favorabil gazdelor de 3-0. La doar un an de la înființare, echipa antrenată de Aurelian Despa a promovat în Liga 3-a după un meci spectaculos cu Sportul Ciorăști. Echipa din Medgidia s-a impus categoric cu scorul de 3-0 după ce în tur partida s-a încheiat la egalitate 2-2. Golurile echipei din Medgidia au fost reușite de Răzvan Babu în minutul 14, Gheorghe David în minutul 21 și George Ștefan în minutul 81. Eu zic că am dominat de la început până la sfârșit, rezultatul o spune. Băieții au fost admirabili, nu atât în meciurile de baraj, cât pe toată durata campionatului. Îi felicit din inimă, le mulțumesc spectatorilor și din Megidia și de la Ciorăști, care au apreciat și ei victoria clară a echipei noastre. Anul ăsta a fost un an competițional și pentru volei, și pentru fotbal, și pentru handbal, pentru not, pentru toate disciplinele, pentru box. A fost un an așa cum ar trebui să fie, plin de succese și de realizări. Felicit pe toată lumea și mulțumesc încă o dată publicului spectator. Cât de mult s-a pregătit echipa pentru acest meci? Nu ne-am pregătit special. A fost o pregătire, un ciclu săptămânal normal al nostru. Am tratat meciul ca pe oricare meci de campionat și s-a dovedit că jucătorii noștri, pregătirea lor a fost una foarte bună. Am avut un nivel înalt de prezentare pe toată durata partidei. Deci rezultatul o spune din plin ceea ce reprezintă forma lor sportivă. Îi felicit încă o dată pe băieți. În sezonul 2018-2019 al Ligii a 3-a la fotbal, județul Constanța va avea două reprezentante, Axiopolis Sport Cernavodă și CS Medgidia, echipa care a încheiat un sezon foarte bun, îndeplinindu-și astfel obiectivul.